Joe Jackson a fost dat în judecată pentru că își exploatează fiul decedat fără pic de jenă. Nu că ne-ar mira asta în vreun fel, dar tatăl regretatului artist s-a aflat la festivalul de film de la Cannes pentru a promova o nouă linie de parfumuri numită Jackson, fără a fi obținut în prealabil acordul de a se folosi de numele lui Michael de la Bravado International, compania care deține drepturile legale. Bravado cere să fie eliminată de pe ambalaje orice legătură cu megastarul, alături de $750 pentru fiecare dată când numele și imaginea lui Michael au fost folosite pe un produs, precum și triplul profitului obținut în urma vânzării parfumurilor, plus $150.000 drept daune.